Bine ați revenit la cursuri! Acesta este al doilea curs de optică fotonică. În primul am prezentat unul dintre primele fenomene cunoscute care n-au putut fi explicate în ipoteza că lumina este o undă și anume efectul fotoelectric extern. Analiza acestui efect făcută de Einstein a dus la nașterea fizicii cuantice. În acest curs voi prezenta un alt fenomen care nu-și poate găsi explicația în ipoteza ondulatorie a undelor electromagnetice, efectul Compton. Dar întâi o explicație. Deși optica studiază ceea ce numim lumină, adică radiația electromagnetică vizibilă, infraroșul și ultravioletul, iar efectul Compton a fost prima dată observat în cazul razelor X, trebuie să discutăm, cu toate astea, despre acest efect în cadrul opticii fotonice, deoarece a fost printre primele fenomene studiate care au dovedit că radiația electromagnetică, deci prin extindere și lumina, se comportă ca fiind alcătuită din particule atunci când interacționează cu substanța. De altfel, cele două cursuri de până acum de optică fotonică vor fi primele două din cursul de elemente de fizică cuantică pe care îl voi începe în această toamnă. Efectul Compton a fost descoperit, după cum sunt sigur că bănuiați, de Compton, fizicianul american Arthur Compton, în anul 1923, descoperire care i-a adus premiul Nobel în anul 1927, premiu pe care l-a împărțit cu fizicianul scoțian Charles Wilson, care a inventat așa-numita cameră cu ceață. Compton a studiat împrăștierea razelor X pe electroni și a observat ceva foarte interesant, și anume că radiația împrăștiată are două componente. Una care are aceeași lungime de undă cu radiația incidentă, așa cum ne și așteptam, dar și una care are o lungime de undă mai mare, pe care azi o numim radiație Compton. Problema este aceea că o undă electromagnetică ar trebui să producă electronilor cu care interacționează oscilații de aceeași frecvență cu cea a undei și, prin urmare, și undele emise de electronii care oscilează, pe care le numim unde împrăștiate, ar trebui să aibă aceeași frecvență. De aceea, faptul că apare și o radiație cu lungimea de undă mai mare, adică cu frecvență mai mică, este un alt fenomen, după efectul fotoelectric extern, care nu poate fi explicat folosind modelul de undă pentru radiația electromagnetică. Schema de principiu a montajului folosit de Compton este cea pe care o vedeți. Desenul este dintr-un vechi, dar bun, manual de fizică. Îl puteți identifica în descriere. Montajul este alcătuit dintr-un tub Röntgen care produce radiațiile X, un sistem de fante care colimează radiația, un bloc de grafit pe care se produce împrăștierea razelor X și un spectrometru Röntgen care măsoară lungimile de undă ale radiației împrăștiate. De ce se folosește grafit? Deoarece în grafit atomii de carbon sunt legați prin hibridizare SP2, adică formează plane în care atomii se leagă în hexagoane prin legături puternice de tip sigma, dar atomii din două plane vecine sunt legați prin legături pi, adică prin orbitali p, iar aceste legături sunt mult mai slabe decât cele sigma. Și electronii din aceste legături pi sunt aproape liberi, în sensul că este nevoie de puțină energie pentru a rupe legăturile și a îndepărta electronii de lângă atomii cărora le aparțin. De fapt, aceste legături slabe între planele cu structură hexagonală sunt motivul pentru care putem folosi grafitul ca mină de creion. Faptul că planele sunt slab legate unul de altul face ca atunci când mina se freacă de hârtie să se desprindă unul de celălalt și să rămână urme de carbon pe hârtie. Dar să revenim la montajul Compton. Legăturile pi slabe permit studiul interacțiunii radiației X cu electroni aproape liberi, quasi liberi, după cum veți vedea. Când unghiul teta din desen, adică unghiul de împrăștiere a radiației,
crește de la 0 la 180 de grade, crește și lungimea de undă a radiației Compton împrăștiate. Adică Compton a observat că cu cât este mai mare unghiul de împrăștiere, cu atât este mai mare și lungimea de undă a radiației împrăștiate. Repet, pentru că este foarte important, nu putem explica apariția radiației Compton prin ipoteza că razele X sunt unde electromagnetice. În schimb, Compton a reușit să explice această radiație cu lungimea de undă mai mare folosind ipoteza cuantelor de energie. Ipoteză pe care a folosit-o și Einstein ca să explice legile efectului fotoelectric. Azi numim aceste cuante de energie prin care undele electromagnetice interacționează cu substanța foton. Deci efectul Compton este foarte important pentru începuturile mecanicii cuantice, pentru că ne demonstrează că atunci când undele electromagnetice schimbă energie cu substanța, în cazul nostru cu electroni, o fac cuantificat, adică în porții de energie pe care le numim fotoni. Să vedem cum se poate explica apariția unei radiații cu lungime de undă mai mare decât radiația incidentă prin ipoteza fotonilor. Imaginându-ne că razele X nu sunt unde, ci particule, fotoni, care ciocnesc elastic electronii din legăturile pi, acei electroni foarte slab legați, aproape liberi. Deci modelul interacțiunilor care au loc este cel al ciocnirilor elastice dintre fotoni și electroni. După cum știm, ipoteza lui Einstein spune că energia unui foton este proporțională cu frecvența radiației electromagnetice din care face parte și se poate calcula cu formula epsilon egal cu H ori nu, unde H este constanta lui Planck, iar nu este frecvența. Și pentru că frecvența este C supra lambda, epsilon se poate calcula și H ori C supra lambda. Relație care ne arată că energia unui foton este invers proporțională cu lungimea de undă. Deci, radiație cu lungime de undă mai mare înseamnă energie mai puțină. Și acum să presupunem că un foton care are energia H ori nu 0 ciocnește un electron. Acesta este electronul. Îl ciocnește elastic. Ceea ce se întâmplă atunci este că electronul fiind quasi liber va primi energie, se va pune în mișcare, va avea energie cinetică după ciocnire, să zicem că va avea un impuls orientat în această direcție și apare un foton, fotonul împrăștiat, care nu mai are energia H ori nu 0, ci H ori nu, unde nu este frecvența fotonului împrăștiat și este mai mică decât frecvența fotonului incident, pentru că o parte din energia fotonului incident a trecut la electron. Și după cum vedeți aici, energia este direct proporțională cu frecvența. Și asta mai înseamnă că lungimea de undă a fotonului împrăștiat este mai mare decât lungimea de undă a fotonului incident, a fotonului care a lovit electronul. În această interacțiune, conservarea energiei ne dă următoarea relație. H ori nu 0, energia pe care a adus-o fotonul incident, trebuie să fie egală, în general vorbind, cu H ori nu, energia fotonului împrăștiat, plus energia cinetică a electronului, și plus așa numitul lucru de extracție, adică câtă energie a fost folosită
ca să rupem legătura din care făcea parte electronul, ca să îl facem să iasă din acea legătură, să desfacem legătura respectivă. Dar dacă comparăm energia unui foton X din experimentul Compton cu energia necesară eliberării unui electron, adică cu lucrul de extracție, vom vedea că energia pe care o aduce fotonul este de vreo 1500 de ori mai mare decât lucrul de extracție necesar în cazul ruperii unei legături de tip pi. Datorită acestui fapt, putem considera electronii din legăturile pi liberi și putem să neglijăm termenul L. Energia cinetică a electronului după ciocnire se poate scrie, după cum ne arată teoria relativității, mc pătrat minus m0c pătrat. În terminologia veche, m0 era masa de repaus a electronului, iar m masa de mișcare. Și diferența dintre cele două produse m ori c pătrat ne dă energia cinetică. Voi explica mai pe larg acest lucru în cursul viitor de teoria relativității restrânse. Această ecuație devine atunci H ori mu 0 egal, pentru că neglijăm lucrul de extracție, cu H ori mu plus mc pătrat minus m0 c pătrat. Relație pe care am obținut-o din conservarea energiei. Și iată cât de simplu explică ipoteza interacțiunii cu fotoni apariția unei lungimi de undă mai mari în radiația X împrăștiată. Deoarece o parte din energia fotonului incident trece electronului ca energie cinetică, ceea ce rămâne va fi energia fotonului împrăștiat și va fi mai mică, deci acesta va avea frecvență mai mică, deci lungimea de undă mai mare decât fotonul incident. Numai că acest model este deocamdată doar o ipoteză. Pentru a verifica dacă el este corect, trebuie ca rezultatul măsurătorilor experimentale să corespundă cu ceea ce prezice modelul prin calcule matematice. Să vedem dacă e așa. Dar nu numai energia se conservă în orice proces fizic. Se conservă de asemenea și impulsul. Să vedem ce ecuație putem găsi folosind conservarea impulsului. Aici vedeți desenul în care am reprezentat impulsul fotonului incident, P0, impulsul fotonului împrăștiat, notat cu P, și impulsul electronului, notat cu P indice E. Am desenat cei trei vectori într-un paralelogram, pentru că știm că impulsul înainte de ciocnire, P0, trebuie să fie egal cu suma impulsurilor de după ciocnire, adică avem relația vectorul P0 este egal cu vectorul P plus vectorul P indice E. De aceea apare paralelogramul pe care îl vedeți. Dar impulsul unui foton se calculează cu relația H ori nu supra C și atunci vom avea pentru P0 vom avea H ori nu 0 supra C, iar pentru P indice E vom avea M ori V. Impulsul electronului este masa lui înmulțită cu viteza. Din triunghiul ABC putem găsi o relație folosind teorema lui Pitagora generalizată. Și anume, observăm că impulsul electronului M pătrat ori V pătrat la pătrat trebuie să fie egal cu
impulsul fotonului incident la pătrat, adică H pătrat ori mu0 pătrat supra C pătrat, plus impulsul fotonului împrăștiat, H pătrat ori mu pătrat supra C pătrat, minus de două ori produsul celor două impulsuri, adică H pătrat ori mu0 ori mu supra C pătrat, și totul înmulțit cu cosinus de teta, unghiul de împrăștiere. Și am reușit să găsim o altă relație, de data asta folosind legea conservării impulsului. Acum să notăm variația lungimii de undă, adică lambda minus lambda 0, adică lungimea de undă a fotonului împrăștiat minus lungimea de undă a fotonului incident, cu delta lambda, și folosind cele două ecuații, una pentru conservarea energiei și una pentru conservarea impulsului pe care le-am dedus, putem arăta că delta lambda poate fi exprimat în funcție de unghiul teta. Deci putem găsi o relație care să ne permită să-l calculăm pe delta lambda în funcție de unghiul de împrăștiere teta. Numai că este o demonstrație lungă, pentru care ar trebui să șterg de mai multe ori tabla mea, care după cum vedeți e mică, de aceea vă arăt pe cea din manualul de fizică pe care vi l-am prezentat la început. Deci, modelul nostru în care fotonii X se ciocnesc elastic cu electronii quasi-liberi din legăturile pi prezice că pentru unghiul de împrăștiere teta, variația lungimii de undă pentru fotonul împrăștiat este dată de relația delta lambda, este egal cu 2 lambda mare ori sinus pătrat de teta pe 2. Unde lambda mare este egal cu H supra M0C și se numește lungime de undă Compton. Formula ne arată că dacă teta e 0, delta lambda este de asemenea 0 și este ușor de înțeles de ce. Dacă detectăm radiația pentru unghiul de deviere 0, înseamnă că detectăm radiația care n-a interacționat cu electronii, n-a fost împrăștiată. Și atunci energia fotonilor care n-au lovit electronii nu s-a schimbat. Ei au aceeași frecvență, deci și aceeași lungime de undă pe care au avut-o inițial, la intrarea în blocul de grafit. Formula ne mai arată că cu cât este mai mare unghiul teta, cu atât este mai mare variația lungimii de undă. Observați, vă rog, în aceste desene, că sfera mare, care este ciocnită elastic de sfera mică, primește cu atât mai multă energie, cu
cu cât sfera mică își schimbă mai mult direcția de mișcare. Sau, ca să păstrăm limbajul, cu cât sfera mică este împrăștiată mai mult. Deci cu cât unghiul pe care îl face noua direcție de mișcare a sferei mici cu direcția inițială de mișcare, unghiul de împrăștiere, teta, este mai mare, cu atât mai multă energie trece la sfera mare. Același lucru se întâmplă și în cazul fotonilor. Cu cât fotonul este împrăștiat mai puternic, sub un unghi mai mare, cu atât mai multă energie cedează electronului. Iar energia cedată este maximă atunci când teta este 180 de grade. Atunci vom avea sin pătrat de 90 de grade, care e 1, deci în acel caz delta lambda va fi 2 lambda mare. Variația este maximă în acest caz, pentru că acum fotonul este împrăștiat cu 180 de grade, ceea ce înseamnă că a avut loc o ciocnire centrală și transferul de energie a fost maxim, așa cum vedeți în acest desen. Deci, dacă modelul nostru, de fapt al lui Compton, este corect, ar trebui ca și măsurătorile experimentale cu montajul Compton să arate același lucru. Și ce să vezi, este exact ceea ce a măsurat Compton. Formula pe care am obținut-o dă valori care corespund exact cu valorile măsurate pentru orice unghi teta de împrăștiere. Și asta înseamnă că modelul pe care l-am folosit este bun. Radiația X se comportă atunci când interacționează cu electronica fiind alcătuită din fotoni și nu ca o undă electromagnetică. Dar, dacă vă amintiți, am spus că efectul Compton constă în apariția în radiația împrăștiată pe lângă radiația de aceeași lungime de undă cu radiația incidentă a unei radiații cu lungimea de undă mai mare. Așa că apare întrebarea de ce nu are toată radiația împrăștiată lungimea de undă mai mare decât cea incidentă. Pentru că nu toți fotonii întâlnesc electroni quasi-liberi din legăturile pi. Unii lovesc electroni din atomii care sunt legați prin legături sigma în structurile hexagonale. Și în acest caz, legăturile fiind foarte puternice, ciocnirile cu astfel de electroni sunt echivalente cu ciocniri cu întregul atom de carbon, care mai este și legat în rețeaua cristalină. Și asta înseamnă că masa din formula lungimii de undă Compton devine de zeci de mii mai mare și asta înseamnă că și variația lungimii de undă pentru acești fotoni care lovesc altceva decât electronii din legăturile pi va fi de zeci de mii de ori mai mică, adică practic nu va putea fi pusă în evidență, va fi imposibil de măsurat. De aceea, doar o parte a radiației X suferă efect Compton. E vorba despre fotonii care lovesc electronii din legăturile pi. Restul radiației își păstrează, practic, lungimea de undă. Și în final, încă ceva. De ce nu putem observa efectul Compton în radiațiile electromagnetice pe care le numim lumină? Adică în infraroșu, lumină vizibilă, ultraviolet. Formula lui Compton ne arată că lungimea de undă Compton nu depinde de frecvența radiației incidente. Depinde doar de masa obiectului pe care îl lovește radiația. Și atunci, asta înseamnă că în cazul în care am folosit lumină în loc de raze X, delta lambda ar fi același. Însă lungimea de undă a radiațiilor vizibile este mult, mult mai mare decât a razelor X, de mii de ori. Și atunci variația relativă delta lambda pe lambda 0, variația relativă a lungimii de undă, care dacă ar fi înmulțită cu 100 ar însemna variația procentuală, devine foarte, foarte mică, pentru că lambda 0 este mult, mult mai mare decât în cazul radiației X.
Și devine atât de mică această variație relativă a lungimii de undă, încât este practic imposibil de măsurat în cazul interacțiunii luminii cu electroni liberi. Cam atât despre efectul Compton și nu uitați, în această toamnă voi continua aceste două cursuri de optică fotonică cu un curs de elemente de fizică cuantică. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!